Sâmbătă dimineața, arădenii îl vor putea revedea pe unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut România. În cursul dimineții, arădenii sunt așteptați să vâslească pe Mureș împreună cu marele campion Ivan Pațaichin în cadrul proiectului său Descoperă România. Este pentru a doua oară când canotcile lui Ivan Pațaichin ajung în Arad. Iubitorii sportului de agrement au posibilitatea de asemenea să se relaxeze plăcut și activ în Parcul Eminescu în cadrul proiectului Bicicleta Arădeană. Vor fi multe evenimente interesante, atât pentru copii cât și pentru adulți. Pot să vadă mopedele care le avem în dotare, pot să vadă o grămadă de modele de biciclete. Mesajul principal este de a trage un semnal de alarmă asupra poluării și de a îndemna oamenii să circule mai mult cu bicicleta, pe cât posibil prin oraș. Colegii mei de la siguranță rutieră sunt zilnic în teren, în intersecții, traficul este sufocat. Putem și noi să facem ceva să nu mai fie așa, în sensul de a umbla mai mult cu bicicleta. Seara va intra în scenă muzica. Seara va prilejui întâlnirea arădenilor cu câteva nume importante din muzica românească pop actuală. Astfel, toți cei care iubesc acest gen de muzică sunt invitați pe strandul Neptun, unde pe scena plasată în spatele bazinelor vor evolua printre alții Les Elefants Bizarre, Nicole Cherry, Puia, Accent și Loredana. Tot pe strandul Neptun se vor încheia duminică zilele Aradului, cu festivalul Cătlanelor și spectacolul de muzică populară care îi are cap de afiș pe Cristian Pomohaci, Mariana Angel și Cornel Borza.